Pace Domnului, copii, tineri, surori și frați. Slavă Domnului că putem să continuăm să ne închinăm, că avem această sărbătoare astăzi și, așa cum stă scris, noi suntem acum la poarta cerului, la poarta raiului. Așa a spus cândva Iacov, aici este poarta cerului și eu n-am știut. Dar ce era acolo? Era câmp și o piatră. De unde un câmp fără oameni, fără clădiri și o piatră simplă a devenit poarta cerului? Și de ce? Pentru că a văzut scara și în vârful căruia sta Domnul. Astăzi Domnul este foarte aproape de noi aici, pentru că are ceva să ne spună. Are cuvinte de încurajare, de îmbărbătare și are multe binecuvântări pe care vrea să le reverse asupra noastră. Din acel moment, când Satan a propus Evei să cunoască răul și i-a acceptat apoi și Adam, împărăția noastră a devenit împărăția, pământul nostru a devenit împărăția răului. Și în mare măsură, Satana domnește cu răutatea lui. Dar noi, creștinii, am ieșit din împărăția lui. Noi am intrat în biserica lui Hristos. Noi suntem sub protecția lui. Se întâmplă ca răutatea să ne afecteze și pe noi. Se întâmplă în viața creștinului lucruri nedorite, neașteptate și neplăcute. Eu cred că nu odată. Și iată aici se încep problemele cele mai serioase. Noi avem, dintr-o parte, făgăduinți că Dumnezeu devine Tatăl nostru, spune prin gura profetului, cine se atinge de voi, se atinge de lumina ochilor mei. Îngerul Domnului tăbărește în jurul celor ce se tem și îi ocrotește. Și câteodată noi ne dăm seama că în unele momente ale vieții aceste promisiuni nu se împlinesc în viața noastră. Vreau să invit să deschidem la Romani, Epistola către Romani, capitolul 8 și versetul 28. Iată ce spune aici Apostolul Pavel, îndemnat de Duhul Sfânt. Din altă parte știm că toate lucrurile lucrează împreună spre binele celor ce iubesc pe Dumnezeu și anume spre binele celor ce sunt chemați după planul Său. Să fim atenți la următoarele cuvinte. Știm că toate lucrurile. Ce include în sine această frază scurtă? Ce înseamnă pentru dumneavoastră toate lucrurile? Ce? Tot ce se întâmplă, dar se întâmplă și bine și rău. Iată, vă îndemn acum, amintiți-vă un moment neplăcut din viață, care v-a produs durere, neplăcere. Și poate până acum a rămas în memoria noastră că dacă nu era acest vecin, acest dușman, această persoană, eu nu trăiam aceste momente. Și poate până acum stă această povară, că de ce Dumnezeu n-a luat la o parte, iată aceste persoane care mi-au produs durerea. Aș vrea acum ca noi, pe baza acestui text, puțin să revizuim toate întâmplările din viața noastră. Care-i mesajul Domnului aici? Nu stă scris că Domnul programează pentru noi lucruri neplăcute. Nu stă scris că orice lucru ce se poate întâmpla, Domnul ar dori să se întâmple în viața noastră. Mesajul este că cei ce iubesc pe Domnul pot avea binecuvântări chiar din lucrurile cele mai neplăcute și cele mai rele.
cine iubește pe Domnul poate avea binecuvântări din momentele cele mai triste ale vieții noastre. Parcă sună straniu, dar este un adevăr și aș vrea ca să-l confirm printr-o scurtă biografie pe care cred că o știți toți, dar să o luăm în legătură anume cu textul acesta. Despre Iosif. Este cineva care nu cunoaște istoria lui Iosif? Și adeseori când noi citim, ne vin lacrimile de multe lucruri care s-au întâmplat. Dar sunt câteva laturi în această biografie pe care noi poate le ignorăm sau pur și simplu n-am atras atenția la ele. Deci vă invit să facem o excursie și în scurte idei, nu o să povestesc totul pentru că n-are rost, vreau anume să mă axez, iată, la acest adevăr. Totul ce se întâmplă în viață, Dumnezeu poate să transforme în bine, în binecuvântare. Și apoi, în oglinda vieții lui Iosif, poate că privim și noi să vedem oglinda vieții noastre și poate să facem unele schimbări în acele concluzii pe care le-am avut până astăzi. Iacov 35:24, avem una din informațiile foarte importante, pentru că Geneza 35:24, fiii Rahelii sunt Iosif și Beniamin. De ce este important ca noi să știm al cui fiu a fost Iosif? Ce însemna pentru Iacov numele Rahela? Așa, soția pentru care cât a muncit? 14 ani. Că pentru primii 7 a fost înșalat. Și socrul a spus încă 7 și apoi rezolvăm problema. Și Iacov toată viața a iubit-o. Și poate că este trist, unele lucruri nu sunt clare pentru noi, că Iosif n-a fost printre primii copii al lui Iacov. A fost printre ultimii. Deci nu-i de mirare și apoi Rahela moare și Iacov rămâne cu acest copil al soției iubitei. Și la 37:3 spune așa că Israel sau Iacov iubea pe Iosif mai mult decât pe toți ceilalți copii. Cred că nu era corect, pentru că a fost bine, a fost rău, el a acceptat să aibă 4 soții și de la toate copii. Cu ce erau copiii vinoveți? Să fie unul iubit mai mult și altul mai puțin. Eu cred că asta este cea mai mare greșeală a noastră, dacă în familie am grupat copiii. Sunt cei aproape de inimă și cei mai departe. Țin minte cum vizitam o familie unde s-au început unele probleme și îl întreb pe tată, de ce nu iubești feciorul? E fecior și ca regulă toți părinții așteaptă să aibă un fecior. Și el spune, nu-mi seamănă mie, la soții seamănă. Eu zic, dragul meu, dacă când te-ai căsătorit, n-ai știut că poate să seamănă și la soții copilul. Copilul cu ce e vinovat? Este și partea ta în naștere lui sau nu? Sau numai el l-ați născut? E atât al tău cât și al ei. Și lucrul cel mai serios, sunt niște lovituri destul de serioase în soarta copilului, care poate să-l urmărească toată viața, iată această părtinire, când este mai iubit. Mai erau și alte motive. De ce Iacov iubea pe Iosif mai mult? Și te vreau să vă citesc câteva gânduri din Cartea Patriarhi și Profeți, capitolul 19. Iacov avea mulți copii. De fapt, de toți câți au fost? 13. 12 băieți și o fată. Toți se deosebeau. Fiecare avea caracterul lui.
pentru că patru mame care permanent se luptau cu invidie, cu dușmanie, nu puteau să nu lese o amprentă în caracterul și purtarea copiilor. Dar spune așa cuvântul Domnului, că dintre toți copiii, Iosef era foarte frumos la înfățișare și avea o frumusețe lăuntrică, o armonie serioasă între partea mentală, intelectul lui, și partea sufletului. Era un copil foarte ascultător. Iubea pe tatăl, pe care îl asculta permanent, și îl iubea pe Dumnezeu. Întotdeauna asculta și făcea ce spune tatăl. De ce cred că nu ne mirăm? De ce Iosef a devenit atât de iubit și atât de aproape? Ceilalți erau neascultători. Și iată acest tânăr care de mic s-a învățat să iubească nu numai pe tatăl, dar și pe Dumnezeu. Creștea în această familie unde atmosfera nu era cea mai bună. Frații au început să-l urască. Și apoi tatăl mai adaugă la toate celelalte încă un lucru care a fost foarte incorrect. În Biblie este scris că i-a făcut lui Iosif o haină pestriță. Au copiii dumneavoastră haine pestrițe? Ce înseamnă aceasta? Ce? Da, dar ce înseamnă pentru dumneavoastră că ați făcut haine pestrițe la copil? Așa se vând, așa cumpărăm și așa mai departe. Înțelegem noi ce însemna haina pestriță pentru Iosif? Oamenii de rând în acel timp purtau haine de o culoare. Numai împărații, oamenii mari, aveau haine cu diferite culori. 11 fii, care au toți mai mari ca Iosif, sunt îmbrăcați în haine de o culoare. Și cel mai mic, în haine de împărat. Care era gândurile? Cu ce se chinuiau ceilalți copii? Ce vrea tatăl cu asta să spună? Îl pune împărat asupra noastră. Și așa, zi după zi, iubirea aceasta oarbă a tatălui a făcut soarta lui Iosef să fie nu din cele mai bune. Și iată, mă opresc la un moment care este foarte important. Se scris că Iosef, iată 37:2, ultima parte, Iosef spunea tatălui vorbile rele. În Patriarhi și Profeți spune că nu numai vorbile, faptele rele ale fraților, Iosef le aducea tatălui. E bine când copiii se părăsc unul pe altul și spun câte ceva ce n-ar trebui ca să spună, dar Patriarhi și Profeți ne dau un nou alt gând. Ia ascultați ce spune aici. Iosef, care iubea pe Dumnezeu, nu putea să privească la păcatele pe care le făceau frații. El a încercat să atragă atenția, să-i mustre, să-i îndemne să nu mai facă. Dar ei erau mai mari și nu-l ascultau. Și atunci, fiind îngrijorat de soarta lor în viitor, el a luat decizia. Poate că tatăl, prin autoritatea lui, va contribui la pocăința lor. Așa că n-a fost pur și simplu că Iosef îi păra. El a vrut îndreptarea lor. El a făcut după Matei 18, când ei s-a adresat personal. Dar dacă ei n-au răspuns, el trebuie să facă pasul următor.
Dar din cauza aceasta, frații și mai mult l-au urât. Și Patriarhul Profet spune așa, că temându-se ca Iosif să mai spună încă o dată și tatăl să nu-i mustre, frații s-au ascuns, dar continuau să păcătuiască. Și iată, din cauza aceasta, a venit o zi când ei căutau să stea cât mai departe de tatăl. Au luat turmele și au plecat departe. După unele informații pe care am reușit să le adun, undeva la 50 de mile. Asta avem 75, poate mai mult, de kilometri. Și mai multe zile trec și nici o informație nu trimit tatălui. Mă gândesc că au vrut să-i provoace durerii. A, dacă tu nu ne iubești, ai un iubit acasă, stai cu el și iubește. Noi plecăm în treaba noastră. Și tatăl într-o zi îl cheamă pe Iosif, Geneza 37, cu 13 și 14. Israel a zis lui Iosif, frații tăi pasc oile la Sihem. Vino căci vreau să te trimit la ei. Iată-mă, sunt gata, a răspuns el. Și eu când citesc fraza aceasta, stau și mă gândesc. Iosif, dar știi ce înseamnă Sihem? Asta 50 de mile. Pe jos. Dacă era o motociclet. Sau o mașină. Nu era problemă, așa-i? El trebuia să margă pe jos. Dar nu spune, tată, păi 75 de kilometri, păi asta e distanță. Apoi dealurile, câmpurile, dușmani, oameni răi, unde mă trimiți? Măcar un ser să fie alături. Iosif nu știa de refuz. El înțelegea că tatăl are problema aceasta, nu are informație de la copii. Tată, iată, sunt gata. Și el a plecat. Și citesc mai departe în Biblie, dar vă rog acasă, pentru că nu o să avem timp amând. Când vine la Sihem, frații nu sunt acolo. Cât de simplu era să facă roată împrejur, să vină să spună, tata, am fost, dar noi am găsit. Țara-i lată, cine știe unde sunt ei. Și mulți cred că așa au făcut și vor face. Iosif nu putea să-și permită să se întoarcă acasă fără solii pentru tatăl. Și întreabă pe unul, întreabă pe altul. Și am găsit informația că încă 15 mile, 20 ceva de kilometri, trebuia să mai meargă, după informația care a primit-o, unde să găsească pe frați. Dar fiind educat a fi un copil ascultător, simțând responsabilitatea, datoria care trebuie împlinită, el merge până la sfârșit. De unul singur. Atâta cale, dar a ajuns la sfârșit. Și atât, istoria mai departe o cunoașteți, da? Când el a venit, frații, în loc de mulțumesc că a venit cu ceva merinde, cu așa dușmănie, că vreau să-l omoare și la urmă îl vând în robie. Eu nu mă mir de purtarea fraților, că ani de zile au acumulat ura, dușmănia și au ajuns la un secerat. Întrebarea mea este, unde-i făgăduința? Îngerii vor tăbări în jurul tău, Iosif, și tu vei fi protejat. Mai ales că de ce a ajuns el unde a ajuns? Fiind credincios poruncii a cincea. Doamne, asta e plata ta pentru credincioșie? Și toți cei credincioși așa vor primi? De ce? Și mă gândesc atunci când el a nimerit în mâinile izmailiților și pleca spre Egipt, Iosif avea multe întrebări. Noi nu le găsim scrise.
Am mai spus-o de acum, în Biblie, foarte scurt sunt ideile redate. Dar era și el un om viu, cu sentimente, cu întrebări, cu ceva neînțeles. În Patriarhul Profet spune că caravana aceasta trecea nu departe de corturile tatălui. Și nu era nimica greu, ca cineva întâmplător, cum spunem noi, dintre seri, să iasă, să vadă caravana, să-l vadă pe Iosif, acei 20 de arginți erau nimica pentru Iacov, să-i plătească și Iosif să întoarcă înapoi acasă. Poate că Iosif s-a rugat, nu știu, dar izmaeliții merg și cort după cort se ascund după creasta munților. S-a ascuns ultimul vârf a unui cort care era mai înalt în tabăra lui Iacob. Și Iosif a înțeles că cale înapoi nu mai este. Ce-a fi în viitor pentru el era neclar. Și ne privind la toate acestea, iată, citesc din Patriarhi și Profeți, înțelegând că nimeni dintre oameni nu-l va mai ajuta și fiind învățat din copilărie să iubească și să împlinească voia lui Dumnezeu, în acea zi atât de tristă, Iosif a luat decizia. Ce nu s-ar întâmpla în viață? Care n-ar fi soarta lui? Unde n-ar fi el? Să rămână credincios în toate lui Dumnezeu. Ceva foarte minunat. Câți ani avea el? 17, da? Așa s-a scris în Geneza 37. La așa vârstă de 17 ani, în așa momente destul de dificile ale vieții, și el ia hotărârea, a luat decizia să rămână credincios. Noi acum suntem mai binecuvântați, pentru că în cartea Patriarhi și Profeți mai este lămurirea de ce Dumnezeu a îngăduit lucrul acesta. Și cum a potrivit primului text, ce binecuvântare trebuia să fie pentru Iosif ziua când el a fost vândut. Ce bine purtarea fraților trebuia să aducă în viața lui. Și iată care avem răspunsul. Aceste frământări trebuiau să fie pentru binele lui Iosif. De ce? Tatăl, care îl iubea cu o iubire oarbă, nu atragea atenția la neajunsurile caracterului lui Iosif. În fondul răutății celor copii, Iosif era cel mai bun, după părerea tatălui, n-avea nevoie să fie corejat. Dar era și el un păcătos. Avea unele inclinații. Și dacă el rămânea acolo, sub influența acestei iubiri oarbie, e greu de spus care ar fi fost viitorul și soarta lui Iosif. Neajunsurile caracterului erau încuviințate de tatăl. Domnul trebuia să-l treacă prin împrejurări, ca el să vadă, să înțeleagă și să fie îndreptat. Și ascultați o frază care e foarte impunătoare. Acea zi a schimbat totul în viața lui Iosif și i-a adus mai multă educație decât anii precedenți. Și acum vreau să vă întreb, a fost nevoită o așa experiență? A fost. A fost binecuvântare? Fără îndoială. Dar unde e problema? Noi acum citim Patriarhi și Profeți. Iosif n-a citit.
El n-a fost preîntâmpinat de ce se va întâmpla. Domnul mergea înainte și spune, Iosif, urmează-mă. Și el mergea fără să știe. Unica ce l-a păstrat pe picioare să rămână credincios, el știa cine este Domnul. Și în Patriarhii Profeți a scris că nu odată el asculta cum tatăl povestea despre experiențele vieții și arăta mâna Domnului care i-a dus binecuvântări. Iosif a luat această lecție și a înțeles că Dumnezeu foarte mult îl iubește. Și numai pe el și pe toți ceilalți. Și în scurt timp, Iosif ajunge în Egipt, din rob devine ispravnic. Și în Patriarhii Profeți spune că Potifar nu-l mai considera rob, dar ca unul dintre fii. A fost înălțat foarte, foarte înalt. Tot ce avea acest om, un demnitar de stat, era în mâna lui Iosif. Nu-l controla, că avea toată încrederea în trânsul. Și parcă a venit binecuvântarea sau răsplata pentru credincioșia lui, pentru bunătatea și tot ce făcea el. Dar știți foarte bine că într-o zi soția lui Potifar l-a ispitit să păcătuiască. Iosif știa foarte bine cu ce se va termina, sau o decizie, sau altă decizie. Și zi după zi ea îl necăja. Dar într-un moment, când era numai în doi, ea l-a apucat și îl trăgea în pat. Iosif știa dacă fuge, va fi rău. El a spus o frază, cum pot eu să păcătuiesc împotriva lui Dumnezeu și împotriva stăpânului meu? Asta e unica ce este interzis pentru mine. Și iată atunci, pentru ascultare de porunca a șaptea, unde ne merește el? În închisoare. În psalmii stă scris că și-au bătut joc de el. I-au pus picioarele în butuci, au apărut răni, dureri. Și iarăși întrebarea noastră este, Doamne, de ce? Ce bine vezi tu pentru Iosif în închisoare cu așa atitudine nedreaptă față de el? Iată răspunsul. Dumnezeu îl pregătea pe Iosif ca să ocupe un post foarte înalt în Imperiul Egiptean de atunci. Din cauza că aproape toți conducătorii erau tirani, nedrepți, fără milă, Domnul a dorit ca Iosif să treacă prin experiența cea mai adâncă a nedreptății, ca atunci când va ajunge mare să facă numai dreptate și numai milă, ținând minte de experiența amară pe care el a avut-o. Și, fără îndoială, el a rămas credincios și în închisoare și aceasta a fost încă un pas pentru eliberarea lui. Și iarăși, noi acum știm lucrul acesta. Iosif nu știa. Și mai mulți ani, stând acolo, în acea nedreptate, poate nu odată el putea să pună întrebarea, Doamne, de ce? De ce? Cu un credincios devotat se întâmplă toate aceste lucruri. Noi citim convingerea lui Iosif, pe care o găsim la Geneza 45, versetul 5 întâi. Acum nu vă întristați, spune el la frații lui, și nu fiți mâhniți că m-ați vândut ca să fiu adus aici. Ca să vă scap viața, m-a trimis Dumnezeu înaintea voastră. Care a fost concluzia lui? Dumnezeu l-a condus. Și pe așa o cale, poate
Da, nu chiar din partea noastră acceptabilă, da? Nu chiar cea mai bună, dar el a fost condus acolo și în Egipt, anume, evreii s-au multiplicat, da? S-au format ca națiuni. 70 ceva de inși au intrat și câți au ieșit? Care purtau numai armele. Dar erau oameni căsătoriți. Câte 600 la fiecare încă de mii de soții, avem 1.200.000. Câte 4 copii, avem 3 milioane și ceva de oameni. Anume, datorită lui Iosif a fost această posibilitate ca poporul să fie atât de mare. Și la Geneza 50 cu 20, se repetă încă o dată, dar puțin câteva cuvinte Iosif aici adaugă. Voi negreșit v-ați gândit să-mi faceți rău, dar Dumnezeu a schimbat răul în bine. Și anume, să scape viața unui popor în număr așa de mare. Și slavă lui Dumnezeu că Iosif a înțeles experiența vieții încă în timpul în care el trăia. Și n-a văzut numai lovituri, numai lucruri neplăcute și rele, a văzut binecuvântarea pe care Domnul a schimbat-o. Se cânta, cum îmi pare că n-am mai rămas în imnurile noi românești, de multe ori pustii, viața și un oftat. Cunoaște cineva cântarea? Da. Și acolo este o frază. Paharul, cu toate că îi amar, dar binecuvântat. Iată, asta e experiența celor care cunosc foarte bine pe Dumnezeu. Scumpii mei, acum hai să trecem la noi, că dacă Biblia nu are o aplicație în viața noastră, atunci este numai o parte a binecuvântării. Și noi trecem prin viață. Se întâmplă multe. Și atunci eu și lasă să mă uit la fețele dumneavoastră, dar specialiștii spun că fața e oglinda vieții. Cineva este trist, cineva este mai vesel. Dar poate sunt momente destul de dificile prin care noi trecem. Și cât de bine ar fi ca noi, stând în fața Domnului, să nu ne axăm numai la cele negative, despre care câteodată noi atât de mult vorbim și atât de mult ne concentrăm și ochii se închid și nu vedem binecuvântările pe care Domnul le are alăturea, poate de momentele acestea triste. Citeam într-o carte că într-o zi un membru a bisericii se apropie de pastor, spune: pastore, nu mai pot. Ce s-a întâmplat? Am un vecin atât de rău, m-a scos din răbdări, pastore. Pastor: slavă lui Dumnezeu. Și membru așa revoltat: ce slavă lui Dumnezeu? Și un vecin de rău, răbdare nu mai am. Spune: frate drag, tu niciodată n-ai fi știut că nu ai răbdare, dacă nu era vecinul acesta rău. Acum du-te acasă, pleacă genunchii și nu cere moarte vecinului. Cere răbdare. Că datorită lui tu ai aflat că n-ai răbdare. Dar Biblia spune, cine nu va răbda până la sfârșit, nu va fi mântuit. Du-te acasă și cere răbdare de la Dumnezeu. Știți că când dăm sfatul altul, e foarte simplu, da? Dar asta e sfatul pentru noi. Și aș vrea ca să faci așa o listă de toate momentele cele mai triste, cele mai neplăcute, cele mai neașteptate a vieții dumneavoastră, la care și astăzi încă n-aveți răspuns. Doamne, de ce ai îngăduit? Știți, unele din ele au venit din cauza noastră. Da, ne-am purtat nu chiar cum trebuia, fiind neînțelepți sau necredincioși, și au venit consecințele acestea. Unii din ele au venit ca în viața lui Iosif, de cauza că am luat decizia să rămânem credincioși. Dar și unele și altele, chiar dacă eu am fost vinovat, am păcătuit și am atras unele împrejurări triste, poate Domnul din ele să facă binecuvântare pentru mine. Fără îndoială,
Dacă noi ne oprim, ne pocăim, ne întoarcem, toate momentele, să scris toate lucrurile, pot ca să fie pentru binele nostru. Și eu cred că Dumnezeu va încerca să deschidă ochii noștri și vom afla multe binecuvântări care poate până astăzi noi încă nu le-am văzut. Dar am un mesaj foarte, foarte plin de bucurie din partea lui Dumnezeu. Va veni ziua când Îngerul nostru păzitor, care a fost permanent lângă noi, ne va conduce de pe planeta aceasta spre tronul lui Dumnezeu. Și stă scris că atunci El va avea cu noi o discuție deosebită și va spune: ții minte în Moldova ziua aceea, în România, în Dublin, în Irlanda, în Brei, unde n-ar fi. Iată, ai avut așa o întâmplare în viață. Până acum tu n-ai răspuns. De ce Dumnezeu a îngăduit? Și va deschide cartea și va lămuri. Iată care a fost intenția lui Dumnezeu. Și apoi alta și alta și toate aceste împrejurări, dificile din viață, neplăcute, ori apare în fața ochilor noștri în altă lumină și vom vedea binecuvântare pe care Dumnezeu a urmărit-o în viața noastră. Și s-a scris că în cei răscumpărați vor afla tot acest adevăr, vor primi răspuns la toate aceste întrebări într-un corp puternic, vor ridica vocea și vor striga: Dumnezeu este iubire. Scumpii mei, vrem să cântăm în acest cor? Dacă vrem atunci să cântăm, trebuie de astăzi să începem a cânta Dumnezeu este iubire. Chiar atunci când noi nu înțelegem totul. Dumnezeu prea mult ne iubește ca să îngăduie în viața noastră cei ce ar fi în plus. El e prea înțelept ca să dea greș în metoda pe care o folosește pentru corectarea noastră și pentru salvarea noastră. Deci fie ca Domnul să facă ca fața noastră să fie senină, să se vadă odihna pe care o avem în Iisus, în cele mai grele împrejurări, speranța aceasta mare, că avem un Dumnezeu care ne iubește, care ne salvează, care ne-a pregătit veșnicia. Și într-o zi vom primi răspuns la toate întrebările noastre și încă o dată, repet, vom cânta: Dumnezeu este iubire. Domnul să ne binecuvânteze, să ajungem la acea cântare. Amin.